Paris, orașul luminii, al iubirii, al modei sau al eleganței. Orașul unde mergi în căutarea celor mai râvnite opere de artă, orașul care i-a dat lumii pe cocoșatul de la Notre-Dame, pe Monet, Marie Curie, Gustave Eiffel, Napoleon și lista poate continua. Orașul unde sunt cel puțin 600 de cereri în căsătorie pe zi și unde fiecare stradă ascunde un secret din timpuri îndepărtate. Cu toate astea, atunci când vrei să-l explorezi, ai de ales între 44.000 de restaurante, 136 de muzee sau 197 de biserici. Cam complicat, nu-i așa? De asta, astăzi îți arătăm o serie de locuri pe care nu le poți rata. Ba mai mult, povestim despre cum să vizitezi muzeul Louvre în 5 ore și nu în 5 luni, despre urcatul în Arcul de Triumf versus în turnul Eiffel și despre restaurantele care ne-au cucerit nouă stomacelul. În Paris vei găsi o multitudine de muzee despre absolut orice subiect și dacă stai să le cauți vei găsi unele chiar interesante, cum este cel din spatele nostru, care este despre istoria orașului. El este situat pe trei nivele și are artefacte și obiecte din toate perioadele istorice, chiar din antichitate, și este inclusiv mandibula primului om care a fost găsit aici în Paris. Se zice că avea o dentiție foarte bună pentru că i-au rămas 4 molari și nu avea urme de tatru, la fapt divers. Pe următoarele etaje se pot observa semne ce erau afișate în fața magazinelor sau pe anumite străzi, iar pe măsură ce urcăm putem vedea diferite reconstrucții ale unor camere din clădiri ce au fost distruse pentru expansiunea străzilor și planuri urbanistice din timpul diferitor monarhi, iar ultimul etaj este dedicat în întregime Revoluției franceze și este documentat tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Intrarea este gratuită, iar programul este de la 10 la 6 și vizita o să dureze cam 2 ore, probabil mai mult, noi nu ne așteptam să atât. O altă chestie foarte faină la Paris este că poți prinde evenimente pe perioade limitate, cum ar fi cel la care am fost noi astăzi, Friends Experience, un loc dedicat fanilor serialului Friends, unde sunt recreate seturile și costumele din serial și unde poți să mergi să-ți faci poze sau să retrăiești momente din serial. Practic poți să faci dansul de la începutul serialului, poți să cânti Smelly Cat în cafenea, poți să-ți faci poze pe faimoasa cafenea, poți să mergi în apartamentul lui Chandler și al lui Joey sau apartamentul Monica-i, poți face o grămadă de chestii. Singurul dezavantaj este că ești limitat undeva la 10 minute timpul de pozii, cel puțin în apartamente unde este foarte aglomerat, dar merită toată experiența. Iar poza în fața fântânii te costă, dacă vrei să-ți o printezi, și este 15 euro. Intrarea de altfel aici a fost 25 de euro de persoană și trebuie luată din avans cu rezervare, deci altfel nu poți intra, nu se pot lua bilete aici la fața locului și mai poți să-ți iei și niște suveniruri care costă destul de mult. Oricum, ideea este să vă uitați la evenimente care nu sunt neapărat legate de Paris, pentru că s-ar putea să fiți surprinși de ceea ce găsiți. Bun venit la Chegla din Lezol, un restaurant cu bucătărie inspirată din cultura bască, ascuns într-un decor desprins din anii 50. Cunoscuți pentru delicatesele pe bază de cartofi, iar eu, Bianca, cunoscută pentru iubirea pe care o port mâncărurilor cu cartofi, nu am putut rezista și a trebuit să încercăm cartofii cu blue cheese, pe cei cu hamon și pe cei cu sos de ciuperci și ceva brânză franțuzească. Ne-am rostogolit când am plecat de acolo de la atâția carbohidrați? Da, a meritat, da. Am lăsat aici 40 de euro pe 3 feluri de mâncare și 2 beri, iar un sfat pe care trebuie să ți-l dau este să-ți faci rezervare pentru că este foarte aglomerat și cu greu am găsit o masă.
Aflați într-o continuă întârziere pentru că voiam să facem prea multe lucruri în prea puțin timp, ne-am oprit într-o cafenea drăguță cu specific franțuzesc, aflată la doar câțiva pași de următoarea noastră destinație, Muzeul Louvre. Într-un decor elegant, am ales să sorbim o cafea cu ciocolată vieneză, un cappuccino și să împărțim romantic un pen, o ciocolată și un croissant ca să ne dea energie pentru miile de pași pe care urma să le facem printre galeriile de artă. Pentru acest mic moment de romantism am plătit 18 euro și apoi am fugit pentru că nu-ți permis să fii în întârziere atunci când dai Louvre pe listă. Bine ați venit la Louvre, cel mai mare muzeu din lume, cel mai mare muzeu de artă din lume și fosta reședință a regilor Franței. Muzeul a fost construit inițial în 1190 drept fortăreață. Ulterior a fost regândit și i s-a schimbat scopul în a fi palat regal, moment în care de altfel a început și expansiunea colecției de artă. Timp de 11 ani a purtat numele lui Napoleon în semn de mulțumire pentru tot efortul lui de a extinde colecțiile de artă ale muzeului odată cu ceririle sale. După abdicarea lui Napoleon, angajații muzeului au încercat de-a lungul timpului să returneze unele opere către țările proprietare, însă și astăzi mai puteți vedea dintre cuceririle lui. Dacă ai petrece 30 de secunde, timp în care să admiri o operă de artă, ți-ar lua undeva la 1000 de zile să vezi tot ce se află în muzeu, fără să mănânci, fără să dormi, fără să mergi la baie, fără să faci altceva. Și dacă tot ai adus vorba de asta, vine și întrebarea, ok, cum vizităm astfel încât să vedem și în timp util, să nu stăm aici câteva zile. Ei bine, nu trebuie să vedeți toți, sunt câteva chestii interesante pe care trebuie să le vedeți neapărat și după aia depinde de preferințele fiecăruia. Însă trebuie să fiți hotărâți dinainte cam ce ați vrea să vizitați. Când intrați, neapărat lăsați-vă haina la garderobă și luați o hartă a muzeului ca să vedeți exact cum vă puteți face traseul. Recomandările noastre ar fi: pe lângă Curtea Marlii, pe lângă antichitățile egiptene și pe lângă Galeria Apollo și apartamentele lui Napoleon al III-lea. Să nu ratați! Aripa Denon conține o multitudine de opere occidentale importante pentru toată lumea, însă camera în care ne aflăm noi, cea cu numărul 700, se focusează pe puncte de cotitură a istoriei franceze. Două opere care atrag atenția tuturor turiștilor ar fi Raftul Meduzei, pe care îl vedeți în spatele meu, care se focusează pe un moment tragic din istoria navală franceză, atunci când o fregată s-a înnecat în apele Senegalului, iar 10 din cei 150 de oameni aflați la bord au reușit să reziste 2 săptămâni fără apă sau hrană. Ce este surprins aici este exact momentul în care supraviețuitorii văd barca care va veni să-i salveze. Cea de-a doua este Libertatea conducând poporul, realizată de către Delacroix în 1830. Țineți minte anul ăsta că este foarte important. Tabloul este de asemenea și cea mai cunoscută operă a sa. De ce am spus că este anul important? Poți fi păcălit ușor că ar fi vorba despre revolta din 1789, însă realitatea este vorba de revolta împotriva regelui Charles al X-lea din 1830. Ea ilustrează parisienii distrugând baricadele, iar în centru sunt conduși de către o femeie, pe jumătate zeiță, pe jumătate om, care practic reprezintă libertatea. Un alt element important pe care putem să remarcăm este utilizarea steagului și a culorilor lui. Puteți vedea pe lângă steagul propriu-zis că sunt reprezentate culorile în tot tabloul, cum ar fi băiatul de la picioarele zeiței, care este îmbrăcat în nuanțele steagului. Este foarte important de reținut acest aspect pentru că utilizarea lui a fost interzis între 1815 și 1830, în timpul celei de-a doua monarhii. Practic, tabloul este un simbol al libertății și al luptei pentru libertate. Și după ce ne-am plimbat prin galeriile cu picturi italiene, am ajuns la vedeta muzeului, Mona Lisa. O să vorbim de aici pentru că aveți la dispoziție doar 30 de secunde să o vedeți și trebuie să stați în coadă, așa că de aici putem să explicăm și să îi spunem povestea. De ce este atât de faimos? Leonardo avea 60 de ani în momentul în care s-a mutat în Franța și printre multe manuscrise pe care le-a luat cu el, a luat și această pictură. De ce? Pentru că el știa că este o capodoperă și că este foarte important. Trebuie să înțelegem că Leonardo da Vinci nu era doar un pictor, ci era și om de știință, fizician, filozof și pentru el știința și cu arta erau complementare. Astfel el și-a folosit toate cunoștințele de medicină, de optică, pentru a crea acest portret. Și totuși foarte mulți oameni nu știu nimic din ceea ce a menționat Vlăduț și cred într-o legendă care spune că a devenit faimoasă în momentul în care a fost furată în 1911. Complet fals. Hai să dăm timpul înapoi. În momentul în care Napoleon a văzut-o, a cerut să fie mutată în camerele sale private, tocmai fiind considerată o operă de artă. Au fost făcute numeroase gravuri după ea. A fost menționată în
scrierilor Baudelaire și ale lui Jules Verne. Ulterior a fost furată, v-am spus deja, pentru că era faimoasă. Și nu numai, a fost dusă în SUA, în momentul în care a explodat, efectiv, pentru că a fost menționată într-o grămadă de jurnale de presă, articole, televiziune, whatever. Și chiar Kennedy a fost prezent la inaugurarea evenimentului. Iar din acel moment a devenit un fenomen global și ai parte de asta atunci când vii să o vezi la Louvre. Stai în coadă undeva la jumătate de oră ca să vezi 30 de secunde de tablou. Din păcate, din cauza popularității pe care o are, multă lume vine ca să o vadă doar pentru că au auzit și o văd doar prin prisma celebrității. Însă ce este foarte important este să stați să o analizați și să încercați să observați munca lui Leonardo, pentru că este o capodoperă cu adevărat, să nu o priviți doar din prisma celebrității. Cam asta ar fi ce puteți vedea la Louvre. Detalii despre intrare ar fi următoarele. Este deschis de miercuri până luni de la 9 la 6, vineri fiind deschis până la 10, iar marțea este închis. Intrarea costă 15 euro dacă vă luați de aici și 17 euro dacă vă luați online. Dar eu v-aș recomanda să vă luați online ca să evitați coada care este aici la piramidă. Și dacă tot am adus vorba de asta, există un secret prin care să nu stați așa de mult la coadă. Sunt mai multe intrări în Louvre, iar cea pe care vă o recomandăm noi este cea de la carusel. Una dintre cele mai importante biblioteci din Franța și una dintre cele mai vechi din lume, Biblioteca Națională a Franței se află la doar două străzi de Muzeul Louvre și este locul care adăpostește globurile lui Ludovic al XIV-lea, inima lui Voltaire și un sistem de tuburi pneumatice folosite cândva pentru a aduce cărțile la cititori. După 12 ani de renovări, aceasta s-a redeschis publicului, acum fiind permis accesul tuturor în sala ovală, fără a fi nevoie de permis sau de bilet de intrare. După o zi așa lungă, eram destul de însetat și cu poftă de ceva delicios. Astfel, am ales să încercăm un bistro franțuzesc cu recenzii excelente pe Google Maps, numit Le Rupin. Personalul a fost extrem de amabil, iar experiența noastră culinară a fost de neuitat. Am savurat o salată de pui crispy, cu bacon și avocado, alături de un carpaccio de vită. Pentru desert, ne-am răsfățat cu un creme brulee, iar de băut am ales două pahare de vin. La final, nota de plată a fost 61 de euro. Seara noastră nu se termina aici totuși, pentru că urma să mai facem un popas. Iar popasul despre care este vorba este un speakeasy. În Paris aceste locuri sunt destul de căutate și au căpătat foarte multă popularitate pe social media. Cel pe care l-am ales noi este la Vomatic, unde a fost nevoie să așteptăm în jur de jumătate de oră pentru a intra. Intrarea în acest loc secret este cea mai interesantă parte, deoarece accesul se face printr-o mașină de spălat. După ce ne-am prins de combinația de intrare, am încercat 4 dintre cocktailurile din meniu, fiecare mai unic și mai surprinzător. Meniul se schimbă periodic, iar prețul unui cocktail variază între 12 și 14 euro. Ai putea spune că e mult, însă au făcut o treabă foarte bună, ne-am ne pune la somn ca să fim odihniți ziua următoare. Pentru că ne apropiem de finalul vacanței și nu văzusem încă vedeta Parisului, am decis să ne începem ziua la o cafenea din apropierea turnului Eiffel, Cozy Bosquet. Aici am descoperit un meniu generos de brunch și cafea de specialitate. Am savurat un avocado toast și niște clătite delicioase, acompaniate de un flat white și un latte, care au adus savoare dimineții noastre. Experiența gustului a fost cu adevărat memorabilă, iar nota de plată a fost 33,5 euro pentru o dimineață perfectă în inima Parisului. Bine ați venit la Turnul Eiffel, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din lume. Care este faza cu acest turn și de ce l-au pus în mijlocul Franței? Ei bine, el a fost construit pentru expoziția internațională din 1889, care celebra 100 de ani de la Revoluția franceză. S-a lansat un concurs, au fost peste 100 de proiecte, iar câștigătorul a fost nimeni altul decât Gustave Eiffel, care a propus acest turn metalic, care a fost finalizat în numai 2 ani, surprinzător, și care a fost folosit și ca intrare pentru această expoziție internațională pe inaugurare, bineînțeles. Deci, practic, el a fost construit ca
Franța să se flexeze în fața celorlalte țări, să se laude, ia uitați ce avem noi aici. Unul dintre lucrurile cu care poți să flexezi cel mai tare este că Gustav Eiffel și-a construit un apartament în vârful turnului, în cupola lui mai exact, și pe lângă apartamentul lui, care avea covoare, avea tablouri, era decorat mobilat, sunt și două laboratoare utilizate de către meteorologi și astronomi. Și chiar Gustav Eiffel făcea experimente din aceste laboratoare, iar în apartamentul său aveau voie numai celebritățile, cum ar fi Thomas Edison. Adică deja suntem la alt nivel. Turnul a avut și niște roluri utile de-a lungul timpului, adică nu a fost doar ca lumea să se laude. În primul război mondial, aliații l-au folosit ca punct de telecomunicații și puteau intercepta chiar și mesaje din potriva inamicilor, un spion chiar fiind capturat printr-un mesaj de aici din turn. Iar în 2015 s-au instalat două turbine care captează energia vântului și o transformă în electricitate care luminează turnul, magazinele și restaurantele din jur. Deci este și un turn eco în același. Dacă vreți să urcați în el și sunteți sportivi, aveți 1665 de trepte și costă 11,3 euro, iar pentru o diferență destul de mare, până la 28,3 euro, puteți urca cu liftul. Apropo de lift, el a fost instalat chiar de la început în turn și datorită acestuia, turnul Eiffel a fost una dintre primele atracții turistice din lume. Mai mult decât atât, noi nu recomandăm să urcați în turn, pentru că prin cel mai frumos landmark din tot Parisul ar trebui să mergeți undeva și să-l includeți și pe el, așa că hai să vă arătăm unde ar trebui să urcați. Una dintre priveliștile mai bune pe care le poți avea asupra orașului este la Arcul de Triumf, dacă îndrăznești să urci cele 284 de trepte. Prețul de a urca este doar 13 euro față de 28 cât este la turnul Eiffel și pentru cei sub 25 de ani este gratuit. Ce este Arcul de Triumf, de fapt? Are originea într-un discurs ținut de Napoleon după bătălia de la Austerlitz, în care a zis că vă veți întoarce acasă sub niște arcuri de triumf. Cu acest gând în minte, i s-a pus piatra de temelie chiar la aniversarea zilei de naștere a lui Napoleon, pe 15 august, și pe el sunt inscripționate toate bătăliile pe care le-a purtat poporul francez. A fost cel mai mare arc din lume până când Kim Il-sung, bunicul actualului dictator din Coreea de Nord, a construit practic unul mai mare, fiind inspirat de acesta. La baza sa se află o flacără care arde de 100 de ani și am văzut că este și păzită, puteți merge să o vedeți când urcați acolo. Pe același loc, 45 de ani în urmă ca acesta să fie construit, ce trebuia să construiască Bianca? Un elefant pe 3 etaje, însă municipalitatea Parisului a respins proiectul și ulterior l-a aprobat pe acesta. Eu zic că e mai bine. Imaginați-vă cum ar fi fost aici să fie un elefant. Cea mai importantă chestie este că arcul se află în cea mai mare intersecție din Paris, care reunește 12 străzi și unde este un trafic din nedescris. Iar una dintre aceste străzi este celebrul Champs-Élysées, care este unul dintre cele mai cunoscute bulevarde din lume, care conectează Arcul de Triumf cu Palatul de la Louvre. Și pe care de asemenea se găsesc foarte multe magazine de branduri. Haideți să urcăm sus și să vedem cum se vede. Loc din care ai o priveliște superbă asupra Parisului și implicit asupra turnului Eiffel este cunoscut pentru cumpărături mai degrabă decât pentru terasa de care îți povestesc. Galeriile Lafayette și-au început povestea în 1894 sub forma unei mici mercerii ce se afla într-unul din spațiile din clădire, începând să se extindă 2 ani mai târziu. Astăzi este un loc popular pentru arhitectura sa și pentru terasa de pe care poți admira orașul gratuit.
Ne-am îndepărtat de Parisul continental și suntem pe o insulă acum, mai precis pe Île de Cité, unde se află celebra Notre-Dame de Paris, o catedrală gotică despre care probabil am mai auzit cu toții. Ce vă putem spune despre ea este că a fost chiar una dintre primele catedrale gotice construite vreodată. Construcția s-a început undeva în secolul al XII-lea și a fost finalizată 300 de ani mai târziu. Ea a suferit destul de multe pagube de-a lungul timpului, cele mai considerabile fiind la Revoluția de la 1789 și cea mai recentă fiind la incendiul din 2019, la care probabil am asistat cu toții, chiar dacă a fost de la depărtare, pentru că a fost un eveniment destul de marcant. Ea este în reconstrucție acum, după cum se poate vedea în spate, sunt trase garduri, foarte multe macarale, foarte multe schele și nivelul la care se reconstruiește este mult mai mare decât v-ați putea aștepta, pentru că este descris tot procesul pe gardurile astea și au stat, au etichetat fiecare bucățică rămasă de după incendiu, încearcă să reproducă totul, să îndepărteze cenușa care a rămas. Este o muncă foarte elaborată aici. Pe lângă faptul că e un simbol pentru poporul francez, este super cunoscută după povestea lui Victor Hugo, cocoșatul din Notre-Dame. Practic, una dintre poveștile care ne-au marcat copilăria. Deși este închisă momentan, noi recomandăm să veniți să o vedeți, pentru că încă se vede fațada principală. Este foarte frumoasă și de la exterior și puteți veni să asistați la unele spectacole, pentru că aici, în fața ei, se mai țin spectacole de dans, mai sunt mimi. Noi n-o am prins acum, dar poate voi aveți noroc. Dacă te afli la Notre-Dame, vei observa ceva pe malul Senei. Foarte mulți vânzători de cărți, pentru că Parisul are o tradiție destul de îndelungată pentru vânzarea de cărți pe malul Senei, astfel încât ei au fost organizați de către orașul Paris și puși în anumite zone unde au diferite casete unde își pun cărțile. Iar un loc care reprezintă această tradiție de vânzare de cărți este Shakespeare and Company, care este o librărie deschisă de către George Whitman. El o numea o utopie socialistă mascată într-o librărie și care practic are scopul în timpul zilei de a fi librărie, dar noaptea el își propusese să primească aici scriitorii în căutare de cazare pentru o noapte, două în Paris, cu condiția ca ei să scrie o autobiografie, unu, și doi, să ajute o oră, două la treburile din jurul librăriei. Acum, afacerea, librăria, este în continuare în familie, aparținând fiicei lui, Silvia, care de altfel a extins totul și a creat și o cafenea chiar lângă. Locul ăsta a devenit totodată faimos după filmul Midnight in Paris. Da, și filmul Before Sunset. Chiar de aici începe filmul unde își face lansarea de carte și după aia pur și simplu se plimbă prin Paris, dar ăsta este punctul de start. Puteți veni aici să vă luați cărți sau să stați la o cafea. Locul are o atmosferă foarte drăguță și dacă vă aflați în preajmă la Notre-Dame, eu zic să nu ratați. Bun venit la Muzeul d'Orsay, o bijuterie artistică situată în inima Parisului, cu o istorie captivantă și o colecție impresionantă. Aici descoperim o fostă gară transformată într-un templu al artelor, decorat în stil Art Nouveau. Muzeul găzduiește cea mai mare colecție de impresioniști și post-impresioniști din lume, cu peste 900 de pânze de la mari maestri precum Renoir, Van Gogh și Monet. Inima muzeului rămâne totuși Van Gogh, artistul tulburat care a descoperit impresionismul la Paris și a creat opere remarcabile, dar și a trecut prin momente dramatice ale vieții sale. Dacă nici asta nu te-a convins, tot aici găsești ceasul acesta destul de cunoscut pe social media. Intrarea este gratuită până în 25 de ani, iar biletul costă 14 euro. Dacă alegi să-l cumperi online, vei plăti cu 2 euro mai mult, iar dacă ai vizitat și Opera Garnier, ai parte de un preț special de 11 euro. Deși nu este la fel de cunoscut ca Louvre, Muzeul d'Orsay te poartă prin galerii pline de povești și te îndeamnă să experimentezi arta într-o formă pură și captivantă.
Un mod foarte bun de a vedea orașul fără a merge neapărat pe jos este să luați o cursă cu barca. Noi am luat de la Le Bateau Mouche, care am înțeles că este o firmă care se ocupă cu destul de multe curse pe aici. Plecăm undeva de lângă Piața Concord, între Pont Alexandre Trois și Alma. Și mergem până la Île de Cité, unde se află Notre Dame, și după aia ne întoarcem. După cum vedeți, avem și turnul în spate și vom vedea foarte multe chestii pe traseu. Vom vedea podul Alexandre Trois, Piața Concord, Louvre, turnul, bineînțeles. Prețul unui bilet este de 15 euro, iar programul este destul de complicat. De la 11 la 1 pleacă la fiecare 30 de minute, după aia de la 2 fără un sfert până la 9 și un sfert pleacă la fiecare 45 de minute. Sâmbăta și duminica mai este o cursă adițională care pleacă la 10 și un sfert, iar vara programul este complet diferit. Există mai multe opțiuni de bilete, puteți să luați chiar și cu cină, însă am înțeles că nu prea merită pentru că mâncarea nu este așa de grozavă. Noi am luat biletul standard, însă dacă vreți să luați o cină romantică pe Sena, puteți alege și cealaltă opțiune. Și cam asta a fost Parisul, prieteni. Un oraș de unde eu cred fie că pleci cu un gust amar, fie cu dorința de a te mai întoarce. Noi ne aflăm în cea de-a doua categorie pentru că ne-a plăcut foarte mult și am avea foarte multe să vă mai povestim. Însă, dacă ar fi să țineți minte niște chestii importante la final de videoclip, ar fi bine să vă precizăm că, contrar a ceea ce ne-a spus lumea înainte să plecăm, Parisul este un oraș destul de curat și nu am observat gunoaie sau șobolani pe stradă, așa cum ni se spunea. Dimpotrivă, a fost chiar foarte plăcut și Parisul a trecut prin foarte multe transformări în ultimii ani, iar astăzi este un oraș mult mai prietenos cu pietonii și unde poți să te bucuri de arhitectura orașului și de atmosferă. Totodată este și cel mai vizitat oraș din lume, iar asta vine la pachet cu faptul că veți găsi o mulțime de turiști oricând ați merge. Totuși, ce ați putea face ar fi să reduceți numărul acela de turiști. Noi, de exemplu, am ales să mergem în ianuarie și la Louvre am intrat în 15 minute. Iar pe lângă că este cel mai vizitat oraș din lume, are și o populație destul de mare, chestie care aduce și niște dezavantaje, iar cel mai important aspect ar fi faptul că în unele zone ale orașului, rata criminalității poate fi destul de crescută. Nu vă gândiți la chestii foarte grave, însă fiți atenți la hoții de buzunare și la schemurile din oraș în general, mai ales în jurul obiectivelor turistice. Totodată fiți atenți și la protestele ce au loc în oraș, mai ales dacă sunt manifestații de astea foarte mari, cum au fost protestele când s-a ridicat pragul de pensie și care au durat foarte mult timp. Pentru că deseori pot deveni violente și îți poți strica vacanța pentru că nu te mai poți bucura de oraș. Din fericire pentru noi nu a avut loc niciun astfel de eveniment în această vacanță, însă cu toate astea nu am reușit să vizităm tot ceea ce ne-am propus, motiv pentru care cu siguranță ne vom mai întoarce ca să explorăm mai mult, dar până atunci nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, să ne dați subscribe ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm și să apăsați pe clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află, dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Pa.